Salutare și bine te-am regăsit! În emisiunea de astăzi discutăm despre 5 întrebări esențiale pentru care îți recomand să-ți pregătești răspunsurile înainte să te întâlnești cu consultantul tău în vederea definirii nevoii tale de business. De cele mai multe ori când am fost implicat în discuții cu clienții, ei veneau cu cerințe de genul Vreau un magazin online în Magento sau vreau ERP-ul de la Microsoft. Din studiul pe care ei îl făceau online, Ajungeau la concluzia că au nevoie de o anumită platformă, dar după mai multe discuții ajungeam să ne dăm seama că de fapt ceea ce au cerut inițial nu este ceea ce au nevoie Iar dacă tu crezi că ai nevoie de un magazin online dezvoltat pe platforma Magento și te duci la o firmă și ceri exact acest lucru, ei ai asta o să-ți ofere O să-ți ofere o echipă care îți pot dezvolta soluția în Magento Dar pentru că în proiectul Butintech eu vreau să te învăț cum să ajungi să-ți alegi specialiștii corecți și platformele corecte pentru nevoia ta de business. Astăzi ți-am pregătit 5 întrebări pentru care să pregătești răspuns înainte să mergi să discuți cu echipa ta de consultanță. Să-i dăm drumul. Prima întrebare pe care ar trebui să-ți o adresezi este ce nu funcționează acum în afacerea ta ce vrei să rezolvi, care sunt nevoile pentru a-ți dezvolta afacerea. Scrie-le pe foaie, fă o listă cu fiecare întrebare, fiecare răspuns. Odată ce ai aceste probleme, aceste lucruri care nu funcționează, mergi mai departe și adresează-ți următoarele două întrebări. În primul rând, ce mă doare? În al doilea rând, ce mă arde? Și poate te întrebi, care e diferența între ce mă doare și ce mă arde. Diferența, așa cum o văd eu, este următoarea. Ce te doare sunt lucruri pe care, da, trebuie să le dezvolți pentru a-ți rezolva problemele pe care le-ai identificat anterior. Dar sunt lucruri pe care poți să le dezvolți poate în următoarele 3 luni sau în următoarele 6-9 luni. Iar ce te arde, aici e foarte important, sunt lucrurile care ard acum, care trebuie stinse cât de repede. Acestea sunt cele mai importante chestii pe care vei vrea să le rezolvi în primă fază. Odată ce ai definite bine problemele, ce te doare și ce te arde, ce trebuie să rezolvi repede și ce poți să rezolvi pe termen puțin mai lung, pregătește-ți răspuns pentru următoarea întrebare. Unde te vezi peste 3 luni, 6 luni și 1 an? Poate o să mă întreb de ce, dar o să-ți pregătesc o emisiune dedicată să-ți explic cum să-ți definești un MVP, un Minimal Viable Product. Cum să ieși repede în piață, să faci bani cu proiectul tău nou lansat, iar ulterior din banii pe care îi încasezi să poți să investești pe termen lung să-ți dezvolți tot mai mult platforma. Dar asta discutăm într-o emisiune dedicată. Așa că răspundeți unde te vezi peste 3 luni, peste 6 luni sau peste un an în ceea ce privește Implementarea aceasta pe care tu vrei să o dezvolți. De exemplu, dacă îți faci un magazin online, gândește-te în 3 luni, 6 luni, 1 an și dacă poți chiar și 5 ani câte produse vrei să vinzi, cam care sunt estimările de clienți, cam câte comenzi pe zi. Toate aceste răspunsuri o să te ajute să-ți alegi platforma corectă, o platformă care să-ți permită să ieși repede în piață, dar ulterior să scalezi. Să crești odată cu afacerea ta Ajungem și la întrebarea numărul 5 Și aceasta este ce merge bine Nu uita să-ți notezi și să identifici ce merge bine în afacerea ta Pentru că asta te va ajuta atunci când îți vei defini specificațiile viitoare De exemplu poate ai anumite procese care merg bine și pe care nu vrei să le schimbi Iar acestea pot să influențeze alegerea soluției finale Poate ai anumiți oameni care pot să facă anumite acțiuni și nu vrei să-i scozi în acea zonă pentru că ți-a luat foarte mult timp să-i trăinuiești. Notează acțiunile și procesele care vrei să rămână și bineînțeles orice alte lucruri care tu crezi sau pe care simți că vrei să le păstrezi pentru că ele merg bine. Unele dintre ele poate odată ce le discuți cu consultantul tău îți vei da seama că se mai pot ajusta, dar e important să le ai notate. Pe final, îți mai pregătesc o ultimă întrebare, dar asta o să o dezvoltăm într-o emisiune separată pentru că e foarte delicată. Încearcă să-ți imaginezi care este bugetul tău maxim pe care îl poți aloca acestui proiect. Știu, îmi vei spune că tu nu știi cât ar trebui să te coste, că specialistul trebuie să-ți spună. O să discutăm în emisiunea dedicată să-ți explic de ce e bine să știi care ți este bugetul maxim. Bineînțeles, dacă afacerea ta presupune că ai un buget maxim. Dacă ai un business cu buget nelimitat, este super, dar cel mai probabil nu suntem chiar în situația aceea. Asta fiind spuse, recapitulăm cele 5 întrebări. În primul rând, ce nu funcționează? Ce mă doare și ce mă arde? Unde mă văd peste 3 luni, 6 luni, 1 an și 5 ani? Și bineînțeles, nu în ultimul rând, ce merge bine și aș vrea să păstrez pe mai departe. Sper ca această emisiune să te ajute. Nu uita dacă ceea ce îți pregătesc îți place și îți este de ajutor, dă un subscribe canalului de YouTube, in Tech România, iar dacă ai alți prieteni antreprenori care vor să-și dezvolte afacerea în online, dar nu știu cum, dă-le un share, arată-le proiectul meu și haide să creăm împreună o comunitate de antreprenori care în următorul an își vor duce afacerea la următorul nivel. Te salut și numai bine! Ciao papa. pa! pa.